Neața din Mustang pentru ultima oară. Da, deci puțin pe depresie azi că trebuie să retrez Mustang-ul. Așa, pe final, o să dau o plimbărică spre orașul Goose Springs. Ne vedem de pe drum. Da, deci am intrat acum pe Interstate-ul care merge spre Los Angeles. Să fac undeva dreapta spre Goose Springs. Bun, câteva impresii despre mașinuța asta. Deci am mers, acum mă uit în bord, am luat-o la 40.300 și acum are 41.600. Deci am mers undeva pe la 1.300 de mile. Foarte bună mașina, deci m-a servit, am văzut tot. Deci am văzut aproape tot ce se putea vedea din zona Vegasului. Făcut Red Rock Canyon, Valley of Fire, Valley of Dead, Area 51, Route 66, Hoover Dam, Lake Mead, deci toate. A fost genial, a fost genial. Foarte bună mașința. Foarte bună. Comodă. Deși avem scaune de racing, am stat undeva pe la 6 până la 8 ore pe zi în ea și foarte, foarte comod a fost toată experiența. Să începem cu cum închirezi o mașină în state. A fost foarte simplu. Am închiriat-o de pe aplicația Turo. Efectiv am instalat aplicația, am creat un cont, m-am dus, am dat pe mașină, am plătit. După aia, după ce am plătit, a trebuit să încarc permisul românesc. Am încărcat permisul românesc. Totul a fost ok, gata. S-a terminat. Procesul e foarte, foarte simplu, atât. Faci un cont, completezi niște chestii și durează 10 minute, cred că, să închiriezi mașina. Am închiriat-o cu o lună în avans, deci a fost super, super ok. Mașina costă undeva la $100 pe zi, dar eu am plătit 200. Că am ales asigurarea cea mai scumpă și a mai costat încă $50 pe zi și am avut un fee de young driver. Trebuie să plătesc încă $50 pe zi pentru că sunt prea tânăr. Da. Zic că am meritat, deci pentru 200 și-a scos banii categoric. Deci chiar a fost foarte, foarte distractivă de condus și pe toate drumurile acestea care sunt foarte bune. Bun, ce trebuie să știi când conduci prima oară în stat? Eu m-am uitat la niște videouri pe YouTube, părea mai complicat, dar nu e. Nu e deloc complicat, deci sunt doar două reguli de condus, două reguli de circulație în plus față de ce avem noi, care sunt foarte importante. Odată, se poate face dreapta pe culoarea roșie a semaforului. Foarte simplu, o să vedeți, semafoarele sunt după intersecție, nu sunt înainte ca la noi și unde e roșu nu poți face înainte. Cumva dreapta poți faci pentru că nu ai roșu la dreapta. Deci poți faci dreapta când vezi roșu înainte la semaforul din intersecție. Este foarte simplu, cel puțin în Las Vegas am făcut la foarte multe intersecții dreapta pe roșu, nu e nicio problemă. Drumurile sunt foarte bune. A doua regulă sunt de fapt intersecțiile all-way crossing. În America nu există prioritate de dreapta. Tu trebuie, când ai intersecții cu stop și scrie all-way crossing sau all-way cross sau ceva de genul, o să treacă primul care ajunge la intersecție. Când ai ajuns în intersecție, ai oprit la stop și vezi câte mașini ai în față, ăla și îi lasă să treacă și după aia e rândul tău, trec în ordinea în care ajung în intersecție mașinile. Foarte simplu, nimic complicat. În rest totul merge foarte, foarte smooth. Drumurile sunt foarte bune. Americanii sunt cei mai tari șoferi, deci te lasă, n-au, ai nicio treabă. Ai dat semnalizarea, te-a lăsat să schimbi banda. Nu am, deci am condus 1300 de mile, nu am văzut un flash, nu am auzit un claxon, deci nu am auzit un singur claxon în 1300 de mile. Și am condus și la ora 6 și am venit și la ora și pe noapte și în oraș, pe toate drumurile, pe interstate. Deci am condus zilele acestea la toate orele, pe toate categoriile de drumuri în Las Vegas și nu am văzut un flash, nu am auzit un claxon, nu am văzut o groapă periculoasă în drum. Deci drumurile sunt foarte bune, foarte bine semnalizate. Sunt niște drumuri care sunt așa puțin mai bumpy, dar nu ai groapă de astea periculoase. Deci o să simți că mașina
nu merge foarte smooth, că mi se pare că sunt mai bumpy decât ce avem noi în România. Dar nu am văzut gropi periculoase și lucrările de drum sunt foarte bine semnalizate. Totul este foarte bine semnalizat. Când schimb benzile, sunt bulinuțele acestea și trepidează puțin mașina și așa o să fie prin tot Vegas-ul. Deci da, super, super ușor de condus în America. Foarte ușor. Am zis, americanii sunt foarte calmi, ei respectă limita de viteză. Nu am văzut pe cineva să mă depășească cu o viteză de asta enormă, să mă înjure, n-am pățit nimic de genul, deci foarte, foarte calm șoferii, ei respectă limita, merg regulamentar, foarte, super ok, chiar o impresie foarte bună am avut. Și tot, sunt niște videouri pe tub, că tirurile merg pe cea mai stânga bandă, n-am văzut pe interstate, merg în dreapta, se întâmplă lucrurile normal, cum se întâmplă în Europa, nu e nimic mai special în America, nu sunt șoferii cine știe cum, deci totul e genial, cel puțin Las Vegas, altă nu mă pronunț că n-am fost. Las Vegas, Nevada și puțină Arizona. Un alt lucru interesant, n-am avut nicio problemă cu parcarea. Deci toate aceste zile am fost și la mall și nu știu, la Starbucks-uri, la KFC-uri de prin Vegas, la toate parcurile din zonă și n-am avut niciodată probleme cu parcarea. Tot timpul am găsit o grămadă de locuri de parcare, n-a fost nimic. N-am stat niciodată să caut, deci foarte multe locuri de parcare în America. Foarte ok. Parcările superb. N-am avut ce problemă. Am intrat pe drumul spre Good Springs. Ăsta este fix primul drum pe care l-am făcut cu poliția. Ăsta este primul drum pe care l-am făcut cu mașina spre Pioneer Salon și o să mă duc acum să iau micul dejun. După în plan este să mă duc în Vegas, mai plimb pe acolo, trebuie să spăl mașina și să fac curățenie în interior, că e foarte murdară. Da, nu are covoraș de cauciuc, are ceva preșulețe și s-a mulărit, că am mai fost în hype-uri și nu pot să retunez așa de murdară. Ba, gata. În 1300 mile s-a murdărit super rău. Am ajuns, am să mă duc să mănânc înăuntru. Mi-am comandat niște cașcaval grill cheese, cașcaval prăjit. Mi-a fost interesant să filmez o grămadă de filme aici. Avem Johnny Depp, Sandra Bullock, foarte interesant. Vine și Brad Pitt. Bineînțeles, Fallout in Vegas, care e aici. Salonul e în integritatea lui, în Fallout. Foarte tare.
Da, foarte șmecher. Cred că locul meu preferat, Pioneer Salon, Hot Springs. Foarte șmecher. Deci foarte tare Pioneer Salon. E locul meu preferat, cum am zis. Am mâncat niște ceva toast cu cașcaval în el și bacon, foarte bun. Puțin cam picant. Și am auzit că se filmează, deci aici de aia era și poliția și sunt pe aici afișul cu road closed, cu caution, că filmează un film. Și o să filmeze și în Pioneer Salon, dar nu se știa ce film se filmează, deci poate să fie doar un videoclip muzical, nu? Cine știe. Multe. Și filmează foarte multe lucruri, cum ați văzut la Pioneer Salon, a fost și Brad Pitt, Sandra Bullock, Johnny Depp. Multe filme. Să nu mai zic de Fallon New Vega, deci chiar e o bijuterie. Un loc e genial. Bun, eu o să merg spre acasă, trebuie să fac curățenie mașinuță. Mă mai am, nu știu, vreo 5 ore, dar nu prea mai pot să fac foarte multe cu ea, că trebuie să o pregătesc să o returnez. Din păcate, da. Îmi place că au păstrat și găurile de la gloanțe acolo, în salon, a fost un mic scandal Western prin 1916. S-au împușcat, a murit cineva și au păstrat totul. Da, Wild West. Bun, am fost până acasă să pun haine la spălat și am zis că dacă tot mai e timp să dau o plimbare completă a stripului din Las Vegas. Tot. Să-l iau din sud până nord. Acum suntem pe lângă aeroport și o să merg în nord. Să vedem cazinourile din mașină. Ajuns la semnul Welcome to Fabulous Las Vegas. Aici, frumos. Și acum intrăm pe strip. Trecem pe lângă piramidă. Am ajuns la Statuia Libertății. Super.
super multă lume. Și stripul de obicei noaptea se activează, dar foarte multă lume. Super. Pe lângă Bellagio, în ceas sunt fântânile. Center și ajunge la turn. Mă duc până apoi în Spring Valley, cartierul în care stau, să spăl mașinuța. La americani se practică spălătoriile automate. Am intrat la Wow Car Wash. Faza e că proprietarul are unlimited pass, deci o să fie gratis. Nu am găsit self-wash-uri, dar așa se mă gândesc să face, nu știu cât de ok este pentru mașină, dar așa are și proprietarul. Mi-au dat și niște șervețele, foarte drăguț. Dirijat ei unde să pun. Da, o experiență interesantă. Eu știu că am fost când eram mic cu tata la spălătorii de genul. Acum nu se mai... Nu mai sunt frecventate în România.
motorul, că nu știu cum se dezactivează la mașina asta ștergătoarele și sigur pornesc. Văd că la mașina e spate a pornit, dar nu vreau să se rupă nimic, deci da, nu am voie să conduc. Trebuie să mă duc la un aspirator, că aveam aici numai sare de când am fost la Badwater Basin prin să intru aici. Da, deci au făcut o treabă bună. Super. Acum trebuie să rezolv interiorul. În rest, ca nou. Deci ca update știu că am zis că nu are acte, dar am găsit frumos. Era frumos aici, registration and insurance în portofelul acesta. Are frumos, are înregistrarea, totul, cu vinul, cu tot. Da, super ok. Acum mă îndrept să o las, să o returnez, am spălat-o, am curățat-o, a fost o plăcere. Destinația finală pentru Mustang, din păcate, avem 41.734 de mile, deci mi-am făcut un calcul și am făcut 1433 de mile. Și eu am avut incluse la tur 1500, deci m-am încadrat la fix. Au fost ceva mile făcute împreună. Despărțire grea, da. Bun, am pus cheia în logbook. Acum o să-i fac poze ca să le încarc pe aplicație.